Bună ziua, dragii noștri, la un nou episod, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Regăsirea copilului interior, calea către sinele autentic. Astăzi este alături de noi Cati Călin, psiholog formator în metoda ESPERE și vorbim despre cartea, sau pe marginea cărții, Bebelușul meu înțelege tot. O carte aflată în această campanie, Regăsirea copilului interior, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald, cartea Aletei Solter, Bebelușul meu înțelege tot. Această carte este una dintre, să spunem, lucrările care au reprezentat din momentul apariției sale o revelație pentru părinți și a determinat o mică, dar hotărâtă revoluție în creșterea copiilor de pretutindeni. Impactul cărții a fost atât de mare, tocmai pentru că i-a ajutat pe părinți să-și asculte cumva instinctul de a-și iubi necondiționat copiii, fără teama că ținându-i în brațe și ascultându-i la rândul lor îi vor răsfăța prea mult. Recunoașterea și preocuparea pentru nevoile și trăirile emoționale ale copiilor din primele momente de viață, validarea, înțelegerea lor, disponibilitatea adultului și căldura afectivă sunt baza unei relații flexibile și reciproc empatice în relația părinte-copil, bazată, bineînțeles, pe un atașament sigur, cum spunea John Bowlby, un atașament sigur cu copiii noștri. Un element esențial în această relație este acceptarea, de exemplu, acceptarea plânsului ca un mecanism natural și sănătos de autoreglare a afectelor, de autoreglare emoțională și de vindecare psihologică la orice vârstă. Aș începe discuția noastră pornind de la cuprinsul cărții și de la faptul că noi am mai discutat, există, bineînțeles, și episoade traumatice în viața intrauterină, să spunem, atunci când, eu știu, mămica are o traumă, un episod traumatic din punct de vedere emoțional și care se răsfrânge cumva asupra copilului, pentru că el primește foarte multe informații încă în perioada sau în viața intrauterină, dar și în primele luni de viață ale bebelușului, luni care sunt foarte importante în crearea acestei legături emoționale între mamă și copil. Și am făcut referire puțin mai devreme la Bowlby și la stilurile de atașament, faptul că pentru copil, probabil că pentru un bebeluș, probabil că singura formă de a-și manifesta unele emoții sau trăiri sau anumite stări este plânsul. Și atunci trebuie cumva să îl lăsăm să își exprime aceste emoții, pentru că, bineînțeles, un bebeluș, din păcate, nu are vocabular, da? Și este, bineînțeles, mai greu să-și exprime emoțiile altfel decât prin intermediul plânsului. Și aș vrea să începem de la partea aceasta cu traumele, poate încă primele luni de viață, cât de important este prin prisma stilului de atașament organizat, securizant, să avem o relație și o conexiune cât mai apropiată, este vorba și despre mămică și despre tătic, o relație emoțională și o comunicare emoțională cât mai apropiată de copil, tocmai pentru ca acesta să se simtă în siguranță și să se simtă protejat. Mulțumesc, Sorin. Da, este esențial să putem să reușim să fim alături de copiii noștri în primele momente și în perioada intrauterină, să putem să avem grijă de noi și să putem oferi un mediu în care să se dezvolte cât se poate de armonios, dar bineînțeles, cum bine știm cu toții, pot să se întâmple tot felul de lucruri, pot să fie evenimente, nimic nu e perfect. Ceea ce am învățat cu cartea Aletei Solter și mi-a fost foarte de folos în momentul în care am devenit eu însă mamă, acum 13 ani, este felul în care
pot să abordez lucrurile și să înțeleg un pic diferit față de poate ce am învățat sau ce se cunoștea înainte de la părinți, bunici și în educație. Și anume faptul că, de exemplu, atunci când bebelușul este în burta mamei, da? Relația este extraordinar de strânsă și este foarte influențat de stările mamei și dacă mama are tot felul de lucruri care o preocupă și un stres accentuat, lucrurile acestea îl influențează și pe el și s-a putut observa și studia, pentru că Aleta Solter face de fiecare dată referire la studii făcute pe bebeluși și mame și relația acestora, cu atât mai mult copiii au plâns cu cât au existat evenimente stresante în perioada intrauterină de diverse feluri. Și de asemenea, însă și procesul nașterii poate să fie pentru un bebeluș și pentru mamă, dar și pentru bebeluș să fie un moment în care acumulează traume legate de procedurile medicale necesare, față de felul în care s-a întâmplat nașterea, față de a fost simplu, complicat, a fost cezarian, au fost proceduri folosite și atunci, măsurând nivelul de cortizol al bebelușilor în perioada nașterii, este foarte, foarte crescut, au mult stres acumulat. Și dacă în primele zile ei mai mult dorm și se alimentează, s-ar putea să vină și vorbea Aleta Solta despre vârsta de 6 săptămâni în care să apară foarte mult plâns la copil. Să apare plânsul copilului care să aibă legătură nu cu nevoia de a se alimenta sau cu alte nevoi fiziologice pe care e esențial ca mama și cei care îngrijesc bebelușul să le poată asculta și răspunde lor cât mai bine posibil, atât cât putem posibil, dar în plus, deci este stresul acesta care are legătură cu fiziologia, cu îmbrăcatul, cu schimbatul, cu nevoia de stimulare, odihnă și la care să pot răspunde, iată, să pot răspunde acestei nevoi și în același timp poate să fie și o altă nevoie care să se manifeste prin plâns, iată, să apară acest plâns pe care noi, în mod natural, am vrea să-l eliminăm. Părintele vrea să-l elimine și să spună, gata, nu mai plânge, avem și textele noastre clasice pe care le auzim la părinți, gata, nu mai plânge, orice să fac ca să elimine acest plâns, ceea ce arată Aleta Solta și mi se pare extraordinar de interesant de luat în vedere dacă am răspuns nevoilor, este că acest plâns este tocmai reacția naturală a organismului, așa cum este eliminarea, transpirația, alimentația, pentru a putea treptat să se elibereze de traumele de la naștere, dinainte de naștere, de după naștere și de stresul pe care îl acumulează în fiecare zi. Ori acest plâns, conținutul lacrimilor în sine are un efect interesant și după ce bebelușii plâng, se poate observa o stare de liniște, de pace și atunci ce are părintele de făcut? De ascultat și văzut cu ce are legătură acest plâns și dacă, de exemplu, copilul s-a alimentat de curând, de o oră și teoretic, așa cum ne gândim noi, n-ar avea o nevoie de a se hrăni, să nu-i oferă neapărat hrană, pentru că este prima etapă de formare a potențialelor dependențe. Dacă eu mă simt rău sau am nevoie să plâng, am o emoție sau am ceva de exprimat și eu primesc automat un biberon, imediat, s-ar putea să învăț ca de fiecare dată să mănânc ca să mă pot liniști în legătură cu emoțiile sau alte gesturi pe care copilul le poate învăța ca subtul degetului sau multe alte lucruri. Și atunci există acest plâns pe care părintele ce să facă în acel moment? Să poată să aibă suficient de multă disponibilitate pentru a-l ține în brațe pe copil. Aleta Solta vorbește despre cât de important este să existe contactul fizic, să fiu prezent, să pot să chiar să-l invit, să oglindesc cumva, da, cred că ai o supărare, da, iată, poți să plângi, sunt aici pentru tine, pentru că treptat, în mod natural, bebelușii să poată să rezolve traumele acumulate în perioada intrauterină, naștere, după și cele acumulate peste zi, tocmai pentru a nu le păstra cu ei o viață întreagă. Iată o abordare extraordinar de interesantă a Aletei Solter. De altfel, se și spune că prima traumă a unui copil este procesul nașterii. Exact. Și
Și un alt aspect, pentru că, da, este extraordinar de important să fim disponibili în rolul de părinte, în principal mama sau cine are grijă de copil, ca să pot să fiu disponibil, asta înseamnă să știu, cum știi prea bine că spun de fiecare dată cu metoda ESPERE, să mă ascult. Ori, cartea Letei Salter, și o recomand cu mare căldură, este un întreg drum și proces interior, pentru că propune exerciții pe care părintele să le facă, tocmai pentru a putea să se facă disponibil și pentru a putea asculta eventualele traume. Pentru că atunci când o mamă naște un copil, foarte ușor se poate reactiva fostul copil și propriile traume suferite. Se reactivează și atunci, în momentul în care se reactivează, în fața acestui copil, nu mai este un adult și mama, ci este un copil căruia i s-a reactivat trauma. Și atunci, în astfel de momente, e necesar să putem să cerem sprijin, să putem să nu acționăm în direcția copilului cu mai știu eu ce nervi sau orice să fac ca să poată să tacă sau indisponibilitate, ci să pot să iau un moment de pauză, să găsesc un alt adult care să aibă grijă de copil sau chiar să spun în cuvinte că las un pic împătuți chiar dacă plânge, pentru că nu pot fi acolo prezent, în așa fel încât să pot să mă întorc și să ascult un pic și să-mi dau seama de nevoia retrezită și o traumă retrezită. Fie că fac asta la sfârșitul zilei, fie că găsesc un moment potrivit sau cineva să mă asculte, un specialist care să mă poată asculta sau un prieten, în așa fel încât să pot să revin cu forțe proaspete în relația părinte-copil, păstrând în conștiință că acest fost copil se poate reactiva foarte ușor în relația părinte-copil și în toate etapele. Fie că e vorba despre naștere, fie că e vorba despre alimentație, vă invit să vă întrebați cum a fost pentru voi, cum a fost pentru voi nașterea, cum a fost hrănirea, cât de mult ați fost ținuți în brațe, cum a fost primit plânsul vostru din ceea ce v-am amintit. Și atunci toate aceste lucruri rămase nesatisfăcute pot să revină în relația cu copilul și, bineînțeles, în toate celelalte relații din viața noastră. Depresia, poate anxietatea, de după naștere, și sunt femei mămici care trec prin astfel de situații, când, nu știu, respinge copilul după naștere. Au legătură cu episoade traumatice din copilăria acelei mămici? Exact. Pot să aibă legătură cu ceva din prezent, cu nevoi nesatisfăcute din prezent legat de exemplu, o completă lipsă de somn sau de alimentație sau durere sau trauma în sine a procesului de a da naștere. Deci pot fi lucruri care sunt legate pur și simplu de prezent și indisponibilitatea, și asta se întâmplă nu doar în acea perioadă, ci pe tot parcursul relației părinte-copil, când am atât de multe nevoi nesatisfăcute în prezent încât nu am disponibilitate. Și atunci, în măsura în care elimin aceste lucruri, conștientizez că voi avea nevoie de mult sprijin în rolul de mamă, tocmai pentru a putea fi cu adevărat disponibilă pentru copil, și asta înseamnă împărțirea sarcinilor casnice, cineva care să se ocupe de sarcini sau să aibă în îngrijire copilul o perioadă scurtă de timp ca să mă pot reface, pe de o parte, asigurându-mă mai întâi legat de acestea, iar după, bineînțeles, să ascult dacă sunt lucruri retrezite mai din spate, din propria mea poveste de viață, fosta fetiță care a trăit diverse lucruri, poate a trăit respingere și atunci, fără să-mi dau seama la nivel inconștient, repet un tip de comportament pe care eu l-am primit, l-am suportat și pe care n-am știut cum să-l gestionez și să-l așez în interiorul meu. Deci, da, pot să revină fie nevoile neîmplinite din prezent, iată nevoile mamei la care să fiu atent, fie mai departe, când e vorba de stări de depresie, când e vorba de lucruri foarte puternice care nu trec cu măsurile imediate, atunci să mă pot asculta și vedea ce este retrezit. Copiii sunt maestri în a apăsa pe toate butoanele noastre sensibile și a scoate la lumină lucruri
pe care să le pot asculta. Și asta este un pas în evoluție, în măsura în care aleg să văd asta ca un mod de a mă responsabiliza legat de propria mea copilărie, de a mă îngriji eu pe mine și lucrurile pe care nu le-am primit, tocmai pentru a nu face în timp o relație de tip bumerang cu copilul. Adică aici este fostul copil, fosta fetiță, iată copilul meu și eu îi ofer copilului ceea ce aș fi avut eu nevoie, fără să ascult nevoia din prezent, fără să aud cu adevărat, fără să fiu prezent și fără să comunic într-adevăr cu copilul. Și atunci, recomandarea este să pot să am grijă de fostul copil pentru a putea apoi fi cu adevărat disponibilă în ascultarea copilului și ceea ce este cumva, exact așa cum ai spus, revoluționar în ceea ce spune Aleta Solter, este că acest copil știe ceea ce are nevoie și cunoaște propriile nevoi, știe lucrurile de care are nevoie, le cunoaște și cantitatea de mâncare și atunci când are nevoie de somn sau nu are nevoie de somn. Și ca noi să luăm aceste nevoi, să le judecăm și să îl hrănim așa cum ne gândim noi sau să încercăm să impunem ceva tot din prisma fostului copil care a trăit diverse lucruri sau modalităților de creștere ideale pe care le vedem, nu este în ascultarea acestor nevoi. Și bineînțeles, se pot acumula lucruri, nevoi neîmplinite, care mai târziu în relații pot reapărea în măsura în care n-au fost ascultate la momentul în care s-au întâmplat. Deci e cu dublu sens de ascultat această modalitate de a crește și a ajunge să ne vindecăm și pe noi înșine. Cum ajungem la metoda, să spunem, cea mai bună, cea mai eficientă, cea mai echilibrată atunci când vorbim despre bebeluș? Pentru că sunt persoane care spun, lasă-l să plângă. Altele, la cel mai mic scâncet, ia copilul în brațe, nu știu, poate o suzetă, un biberon, îi dă să mănânce, îi schimbă scutecele, crezând că de fapt s-ar putea ca asta să fie sursa plânsului. Cum e mai bine să procedăm în așa fel încât să se creeze această relație de empatie între părinte și copil pe înțelegerea nevoilor, nu doar a nevoilor fizice ale copilului, cele de hrană, de curățenie, de îngrijire, dar și cele, să spunem, de natură emoțională. Exact, pentru că sunt aceste nevoi și există manifestarea frustrării și plânsului, așa cum bine ai zis, nu are încă la el cuvintele să poată să spună, deci va manifesta, iată, există o nevoie care apare și va manifesta prin plâns. Acum, dacă sunt suficient de aproape de copil, pot să încep să-l cunosc prin semnalele pe care le transmite, ori, cum spune Aleta Solter și cum cei care sunt părinți probabil și-au dat seama că nu e un plâns ca altul și nu e o cerere de sprijin din partea bebelușului la fel ca alta sau toți sunt la fel sau există o regulă. De aceea cred că în rolul de părinte este important să cunosc, să mă informez, să mă deschid în legătură cu noile modalități de creștere, să pot să am cunoașterea necesară, tocmai pentru ca apoi să intru în acea ascultare pe această relație, încercând nu să încep să judec eu nevoile și să zic asta e bună, asta nu e bună, n-ai de ce să plângi, n-ar trebui să, ci să le ascult, pentru că ei aparțin și el s-ar putea să n-aibă nevoie să mănânce 3 ore după ce s-a trezit, sau să mai târziu să nu dorească să mănânce ceea ce pun eu în farfurie sau am pregătit, pe de o parte, și pe de altă parte să fiu conștient că există și acel plâns care ajută la descărcare. Bineînțeles, majoritatea noastră am fost crescuți în copilărie cu textul nu e bine să plângi, n-ai de ce să plângi, băieții de asemenea era ceva înjositor să plângi și totuși ceea ce studiem și ceea ce vedem acum este că plânsul are un efect de descărcare. Ce spunea Aleta Solter era foarte interesant și grav în același timp, spunând că poate una dintre cauzele pentru care bărbații au o durată de viață mai scurtă are legătură cu faptul că ei nu fac asta, nu plâng, nu se descarcă astfel.
e ceva interzis și atunci nu facem. Ori nu pot să beneficiez de această modalitate naturală a corpului de a mă elibera de tensiune, am scădea cortizolul, stresul acumulat. Și atunci, primul aspect în momentul în care plânge un copil este să fiu atent la nevoile pe care le are, de foame, de curățenie, de stimulare, de oboseală, de contact fizic, ce are, ce se întâmplă, ce ar putea să fie. Gândindu-mă, bineînțeles, o în considerare și ce s-a întâmplat. Am mâncat acum o jumătate de oră, deci probabilitatea este destul de mică să fie cu adevărat foame. Și atunci, și să nu hrănesc excesiv, pentru că a răspunde cu mâncare la orice fel de plâns al copilului, inclusiv la cel care are legătură cu stresul, s-ar putea treptat să-l învețe exact ca un comportament și o legătură neuronală. Dacă am o stare proastă, atunci mănânc, atunci e mâncarea aceea care mă ajută și atunci asta ar putea duce la supraalimentare și potențialele dependențe de mai târziu. Mă întorc puțin la stilurile de atașament și aici mă refer la această perioadă, la primele luni de viață ale copilului, ale bebelușului. Cât de important este ca mămica să aibă un stil de atașament securizant și organizat, cel mai bun de altfel stil de atașament cu bebelușul, care să îl facă pe el să se simtă, așa cum spuneam puțin mai devreme, să simtă acea siguranță maternă, acea stabilitate, acea zonă de confort, mama este tot timpul lângă mine atunci când simt această nevoie de conexiune emoțională. Da, bineînțeles că e extraordinar de important să putem să le oferim copiilor acest cadru sigur în care și treptat această relație să se dezvolte, să se lungească în sensul de copilul să dobândească suficient de multă independență având acest cadru sigur în care să stimulezi independența, să pot să-mi fie în regulă, să avem distanță și el să poată să vină și să se reconecteze cu mine de fiecare dată când are nevoie. Și din nou revin asupra faptului că nu există situații perfecte, pot fi zile mai bune, zile mai puțin bune. Important este să pot să revin și să nu las o situație să persiste în mod a se transforma într-o problemă, pot la un moment dat să nu răspund imediat nevoilor de hrană ale copilului, de exemplu. Nu e ceva ce ține de perfecțiune să-mi fac procese de conștiință în acest sens. Important e ca mama să fie suficient de bună, așa cum era conceptul lui Winnicott, avem nevoie de o mamă suficient de bună. Bineînțeles că eu fiind în capătul acesta, copilul având în interiorul lui cu totul alte simțăminte și dificultatea de a comunica, există posibilitatea să nu răspundă adecvat lucrurilor. A rămâne deschisă și a vedea semnalele și a adapta și a crea permanent, mi se pare extraordinar. Și pentru acest lucru am nevoie să am nevoile mele împlinite, să am și timpul meu cu mine și un timp de ascultare de sine și de asemenea să pot să merg în spate și să ascult ce este retrezit, să pot chiar să-mi dau voie să plâng și să vorbesc cu cineva care să mă asculte în legătură cu o situație sau emoții sau sentimente care se retrezesc legat de evenimentele din prezent. Și de fiecare dată când eu, părinte, am o emoție foarte puternică legată de plânsul bebelușului și acest lucru poate să creeze tot felul de situații complicate, să nu acumulez și să fac lucrurile să fie într-un cerc, în sensul că bebelușul plânge pe fond de stres, are nevoie să se elibereze, dar auzul plânsului la mine declanșează o reacție foarte importantă, foarte puternică. Pot să ajung să-i spun, gata, nu mai pot, s-a terminat, pot să am tot felul de reacții, fie verbale, fie prin comportament și acest lucru pe care îl pun în relație să realimenteze, bineînțeles, stresul, tensiunea, anxietatea bebelușului și atunci e un întreg cerc vicios și atunci plânsul să crească și mai mult. Și e un întreg cerc vicios
în care invit pe părinți să nu se simtă responsabil de acest plâns și să facă să-l rezolve, să-l ia la ei și să spună nu trebuie să plângă, trebuie să fie fericit permanent și să vadă lucrurile astea și ca pe o ocazie pozitivă de descărcare, să putem să încetăm să mai numim plânsul ca ceva groaznic, oribil, adevărat că din punct de vedere al auzului e ceva ce deranjează. Dacă am această reacție extraordinar de puternică, atunci să pot să văd ce din spate, din povestea mea de viață, este reactivat în legătură cu plânsul. E ceva ce are legătură cu plânsul din povestea mea de viață și pentru fiecare îmi imaginez că dacă aveți această sensibilitate la plâns, vă invit să ascultați ce din povestea voastră e reactivat. Poate un plâns care nu era ascultat, care n-avea voie să se manifeste, poate plânsul unui frate sau unei surori de care trebuia să aveți grijă sau care a venit și a ocupat tot locul și nu mai primea suficient de mult de la părinții voștri. Pot fi multe situații pe care să le pot asculta. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Bebelușul meu înțelege tot de Aleta Solter, o carte publicată în colecția Parentaj și care face parte din această frumoasă campanie Regăsirea copilului interior, calea către un sine autentic. A fost alături de noi Cati Călin, psiholog, formatorul metoda ESPERE și mulțumim foarte mult că și-a făcut timp și de această dată să ne împărtășească informații cât mai prețioase legate de fel în care noi ca părinți trebuie să fim empatici și să înțelegem nevoile emoționale ale copiilor noștri, mai ales în cazul bebelușilor în primele luni de viață. Vă invităm așadar să intrați pe site-ul editurii Herald, unde găsiți titluri din colecțiile Parentaj, Pasul 2, Psihoterapia și Psihopractica, care au legătură cu tema discuțiilor noastre. De asemenea, și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald găsiți toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri speciali. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!